Incident șocant în satul Costește, raionul Ialoveni. Un tânăr de 20 de ani se zbate între viață și moarte după ce, miercuri dimineața, a fost bătut cu bestialitate în plină stradă de doi indivizi de 16 și 21 de ani. Imaginile video expediate redacției postului nostru de televiziune vă pot afecta emoțional. Potrivit poliției, serviciul unic 112 a fost solicitat la ora 1:50 de un adolescent de 16 ani. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că doi tineri din Costești l-au snopit în bătaie pe al treilea. În urma leziunilor, acesta a ajuns la spitalul de urgență din capitală, unde se află în comă. Pacientul a suportat o intervenție neurochirurgicală pentru evacuarea hematomului. La moment se află în stare extrem de gravă, dar stabilă. Se află în coma atomică, conectat la aparate de ventilație artificială. La moment, pronosticul este rezervat. Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală. Tânărul de 21 de ani, suspectat de agresiune, a fost reținut pentru 72 de ore, iar minorul de 16 ani este cercetat în stare de libertate.